Jocul de mâine este un joc la fel de important ca toate celelalte, dar ținând cont de faptul că suntem patru echipe pe trei locuri în cupele europene, da, consider că este un joc important, dar nu decisiv. Nu este decisiv din punctul meu de vedere, mai sunt atâtea puncte în joc. Important este ca noi să câștigăm. Îmi doresc o victorie pentru ca jucătorii să-și recapete încrederea, pentru că au un potențial fantastic și jocul lor de până acum, combinativ și cu multe ocazii de poartă, a arătat că suntem la un nivel bun. Din păcate, punctele nu am reușit să le adunăm, dar cu siguranță că vom începe cu jocul de mâine. De faptul că n-ați strâns puncte, Da. vă reproșați ceva pentru acest parcurs slab din play-off? Ați obținut doar 5 puncte în 5 meciuri, iar echipa n-a câștigat de 3. Este o situație în care normal că principalul vinovat este antrenorul, dar ținând cont de circumstanțe, am jucat două etape după care s-a oprit campionatul 2 luni. În acel moment eram într-un moment bun, după jocul acela câștigat cu Craiova. Echipa era pe un urcuș, să spun așa, și fizic și mental. S-a întrerupt campionatul, a intervenit acea perioadă foarte lungă de pauză, iar când am reînceput, nu am mai avut aceeași coerență sau, cum să zic, acel elan pe care l-am avut la ultimul joc cu Craiova. Și cu toate acestea am făcut un joc foarte bun din punct de vedere tactic și fizic la meciul cu CFR. Cum ați reușit să-i conectați pe jucători la meciul de mâine după dezamăgirea de la Giurgiu, unde au condus și au Eu fost și consider că pierzi? jocul de la Giurgiu a fost un accident. Am făcut o vizionare împreună cu ei și au văzut momentele care au determinat acea înfrângere și sunt conștienți și ei că se putea evita acest lucru cu mai multă concentrare. Eu sunt încrezător că mâine seară vor face un joc bun. Lotul rămâne același de la meciul de luni sau ați mai recuperat din jucătorii accidentați? A revenit Panțăru, Coman, mai am în afară de Nedelcu și Filip care sunt accidentați pe o perioadă îndelungată, mai am accidentat pe Waidă care va intra și el săptămâna viitoare. Apropo de adversarul de mâine, patronul a discutat deja despre interesul pentru doi jucători, Kindrić, Duganzić. Cum vi se par acești jucători? Consider că nu este momentul să vorbesc despre jucătorii altor echipe. Sau nu-mi permit să comentez despre jucătorii altor echipe. Vreau să discut doar despre jucătorii mei. Este declarația patronului și o luăm ca atare. Trei dintre jucătorii pe care i-ați avut sub comandă în sezonul trecut și-au încheiat contractele la sfârșitul lunii iunie. V-au criticat, au spus că sunteți doar o persoană care face voia patronului. Vă considerați acest gen de antrenor? De obicei, jucătorii care pleacă de la o echipă sunt nemulțumiți pentru că nu mai au servici, în primul rând. În al doilea rând, caută o justificare a nereușitelor lor, din păcate. Sunt un antrenor care îmi fac meseria cu pasiune, sunt un antrenor care fac ce îmi place și la clubul care îmi place. Faptul că un antrenor nu se opune clubului nu mi se pare un defect. Adică politica clubului primează față de ceea ce își dorește antrenorul în alte circunstanțe. Deci eu consider că făcând politica clubului sunt un antrenor normal care antrenez și fac ce îmi place. Adrian Popa a spus că în momentul în care l-ați introdus la meciul cu Astra, nu i-ați transmis nicio indicație practică și că Pintilii și Tănase i-au spus să treacă atacant.
Aveți o problemă de comunicare cu jucătorii sau? Știu. Am auzit și eu ce a zis Popa la televizor, dar din punctul meu de vedere, în momentul în care pleci de la un club și începi să arunci cu noroi în cei cu care ai mâncat-o cu mine, în cei cu care ai spus că ții la ei și că e clubul tău de suflet, începi să arunci cu noroi și cauți scuze în altă parte, nu mi se pare fair play din punctul meu de vedere ceea ce a făcut el. Faptul că încerci să cauți vinovați în afară de a te privi în oglindă și să spui până la urmă ce fac, cine sunt. Pentru că dacă mă apuc să-i răspund punctual la tot ce a declarat el, s-ar putea să iasă în dezavantaj. Dar eu prefer să-i spun atât, să-i transmit un mesaj, cu toate că ar fi fost normal să-l transmit eu personal, dar cum el a făcut declarațiile în presă, îi transmit doar atât, tot prin presă. La alt avon n-a fost domnul Becali patron și Vintil antrenor. La Ludogoreț n-a fost domnul Becali patron și Vintil antrenor. La Reading n-a fost domnul Becali patron și Vintil antrenor. Să urmărească, să vadă cât a jucat, unde a jucat, după care să vină și să ne spună dacă într-adevăr noi l-am nedreptățit sau chiar are o problemă. Asta mi se pare, vă spun, când pleci de la un club și încerci să dai vina pe ăla, că nu-i bun ăla, că nu știe ăla, că nu e normal din punctul meu de vedere, dar este problema lui. Eu l-am apreciat și l-apreciez pe Popa în continuare. Nu sunt supărat pe el, sunt doar dezamăgit. Prima parte a mandatului dumneavoastră, când rezultatele erau mult mai bune, sau cel puțin consecutiv mai bune. Nu știu ce să înțelege prin respect. Jucătorii își fac meseria. Jucătorii nu joacă pentru mine. Pot să joace și pentru mine, dar nu numai pentru mine. Ei trebuie să-și facă meseria. În momentul în care acest bombardament care a venit asupra noastră în ultima perioadă, asupra clubului FCSB, normal că induce o stare așa de nesiguranță. Dar asta se vrea, destabilizarea clubului. Și le-am transmis și jucătorilor că tot ce se întâmplă în jurul nostru nu trebuie să ne afecteze. Noi trebuie să fim acolo în teren, să jucăm în teren și să facem 100% ceea ce putem pentru a fi bine clubului. Nu unei singure persoane, clubului. Nu consider că jucătorii și-au pierdut respectul din ceea ce văd, din ceea ce simt, din ceea ce văd la antrenament. Se încearcă cumva, asta e un curent mai nou acum, se încearcă să se găsească cineva responsabil și e normal să fie antrenor. Chiar și patronul va critica. Înfrângerea de la Giurgiu, spunând că a fost aerian, ați discutat cu dânsul? Nu discut cu patronul declarațiile dânsului din presă, nu, nici nu vreau să le comentez. Nu m-am discutat pe această temă. Pentru că este părerea dânsului. La acest club, lipsa rezultatelor coroborată cu criticile patronului a dus de foarte multe ori la demiterea sau plecarea antrenorului la sfârșitul sezonului. Vă e teamă să de acest lucru sau e posibil să vi se întâmple și dumneavoastră? Teamă n-ar de ce să-mi fie. Până la urmă eu îmi fac meseria. Atâta timp cât sunt dorit, îmi fac meseria. Dar nu mă gândesc la așa ceva. Nu trăiesc cu acest gând. Gândul meu este pe viitor, îmi fac planuri de viitor la această echipă. Mai departe vom vedea. Vom vedea, nu se știe niciodată. Sunteți foarte aproape de al doilea obiectiv al sezonului, câștigarea Cupei României, aproape în finală, chiar dacă mai aveți un retur. Mai e un joc, totuși.
în situația în care vă veți califica și ținând cont de data la care se va disputa finala, credeți că veți da mai puțină importanță meciului cu campioana CFR Cluj dinaintea finalei? Să jucați cu, să introduceți jucătorii mai puțin experimentați? Sau? Nu, nu. Așa cum s-a discutat. Eu îmi doresc să iau fiecare joc în parte. Este foarte greu să gândesc de acum pentru peste o lună, două săptămâni, trei săptămâni. Dacă mă întrebați acum o lună care e echipa la meciul cu Dinamo, nu mă gândeam că în momentul ăla o să joc cu copii. Pentru că au fost aceste probleme medicale și a trebuit să-i forțăm, să-i introducem și să le dăm șansa să arate ce pot. Tot la fel nu pot să vă spun de acum absolut nimic pentru că nu știu. Vom vedea. Vom vedea ce se va întâmpla la ora jocului. În funcție de cartonașe, de indisponibilitate, nu știu să vă zic de acum echipa care va intra la meciul cu CFR. Ok, vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. O zi bună.